Trei comportamente care prevestesc divorțul într-o relație de cuplu. Spuneam eu la începutul emisiunii că și umorul acesta în exces, excesiv, agresiv. Hai să nu încurcăm umorul cu luarea peste picior al partenerului într-un colectiv. Aia e cel mai rău. De fapt, asta tu vrei să spui. Numai că doi oameni care râd, care glumesc, care sunt dezimbolți, nu e același lucru cu atunci când îl iei în zeflemea pe partenerul tău. Știi, stau 3-4 familii și că lasă-mă pe nevastă mea că e o proastă și jumătate, că nu știu ce, că nu știu cum. Sau că sau face niște ciorbe de greșelile tale. Exact, exact. Și același lucru se întâmplă și cu femeile. Același lucru, îl denigrează, îl ponegrește într-un fel pe partener. Același lucru se întâmplă și între prieteni, să știi. Deci, să ții minte că un prieten care își bârfește alt prieten față de tine, fii sigur că și pe tine te bârfește cu celălalt, exact cum îl bârfește pe ăla cu față de tine. Cam aici, astea sunt scutul de veselie asta, din veselia excesivă. Că oamenii râd, că spun bancuri, că e frumos. E frumos, da? Și umorul ăsta chiar frumos întreține o relație. Și e chiar binevenit, pentru că eu cred că mai bine râzi de 20.000 de bancuri decât să râzi de nevasta nu știu cui, că e încălțată nu știu cum, sau că e îmbrăcată nu știu cum, sau că umblă nu știu cum. Dar aici vine bârfa imediat. Da? Deci e alt simptom care vine deasupra cu bârfa. Deci, practic, să nu ne înțelegem greșit. Nu râsul și glumele făcute pe baza bancurilor sau a povestirilor care le ci luatul peste picior sau înzeflemea a partenerului tău. Că este partener de afaceri, că este partener de viață. Deci, umorul ăsta agresiv, să-i spunem, da? A te ironiza. E jignitor. Te umilește, te jignește. Exact, umilitor, jignitor, cum vreți voi, așa sunt. Asta e un efect ciudat, știi de ce? Pentru că aici nu există iubire. Acolo sunt căsătorii pe interes. Până să ajungem acolo, sunt și mici răutăți de multe ori, știi? Avem ceva, un diferendum de rezolvat acasă. Așa. N-am reușit, ne-am înțepat, ne-am unul pe celălalt. Poate că doamnele întotdeauna vor să aibă ultimul cuvânt, înțelegi? Și au și bărbații câteodată, știi cum? Au bărbații ultimul cuvânt? Când spun, da, mamă. Ăla e ultimul cuvânt al bărbatului. Și atunci merg undeva, da, merg undeva, se întâlnesc într-o societate acolo și de acolo mai găsești unul care e pe aceeași frecvență cu tine. Și el are ceva de rezolvat și acasă nu ajung niciodată la un consens. Și aici s-a iscat exact ce spune Lidia, mica bârfă. Păi uite așa nevastă mea cu ta, stai să vezi ce face nevastă mea, uite aici. Și începi tu să o ataci. De ce? Ca să faci un fel de răzbunare, da? Tu nu te răzbun pe ea, tu te răzbun pe tine, că deja n-ai făcut altceva. Dacă ieși fitilul scurt, iese cu bum și ea pleacă și te lasă acolo și de acolo s-a stricat toată minunea. Deci sunt niște lucruri din astea, fără să le înțelegem, fără să ne dăm seama, chiar gluma asta, o glumă nevinovată la adresa partenerului sau a partenerei, poate să ducă de acolo la un capăt de țară, la o ruptură. Păi dacă tu de față cu toți vii și mă blamești și îmi spui așa ceva, păi și ăștia erau ei apropiați sau rudele, păi înseamnă când te duci și mai departe, eu sunt capătul de afiș. Cuvintele deci, dor foarte tare. Păi mai rău ca cuvintele niște pumnale. Tai. Deci face precum rana de cuțit, să știi. Păi nu spune... Deci trebuie să dai palme. Nu, dar nu spune proverbul la bătrânesc, zice când vorbești, o să găurești. Decât să taci, mai bine dă-mi o palmă, dar nu tăcea. Știi? Ei, asta e forma a treia. Asta e forma a treia. Pedepsirea partenerului sau partenerei prin tăcere. Prin tăcere. Adică discută, ea încearcă să-ți expună niște lucruri. Poate chiar o invitație la masă, dar taci. Păi da, tu nu vii și taci. Și faci din asta, nu faci altceva decât să o aduci la paroxism, să explodeze. Și femeile, prin apanajul lor de a vorbi mai mult, dacă vii și le oferi o porție de tăcere, hai că ai tăcut o jumătate de oră, o oră, e clar, uite, n-am chef să vorbesc acum sau sunt ocupat cu altceva. Dar dacă faci un program de 3 zile de tăcere și nu înțelege că undeva trebuie să facă și ea la fel,
Și atunci se intervine forma aia primă, telepatia, ca să înțeleagă că ea nu recunoaște că a greșit, tu nu recunoști la rândul tău că poate tu ai ofensat-o și ai determinat-o să greșească, sau invers, se poate întâmpla foarte ușor. Unul din cei doi a reușit să greșească. Și mai prind și o zi de aia cu încărcătură maximă, nu marți 13, vineri 13, care e cea mai păcătoasă, cea mai periculoasă, păi să vezi tu atunci ce amploare de... Și să știi că am avut odată o discuție cu o doamnă care îmi spunea că de la o glumă din asta aruncată la o petrecere a determinat toată ruptura. S-au coalizat doi la fel de buni și de guralivi și, cum se zice mai în termenul ăsta, mai miștocari, și-au pus unul pe prietena lor, că erau prieteni de familie. S-a terminat. Și s-a rupt filmul. A fost de o încăpățânare din aia. Totalmente, n-am mai vrut să accepte nimic, 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 efectiv. Și de acolo s-a produs o ruptură, care putea foarte ușor să fie aplanată și cu ajutorul lor, dar și prin înțelepciunea lui. Deci, hai să nu exagerăm de multe ori, să exagerăm, să facem dintr-un ac cu gămălie, să facem o măciucă de spartoale. Că nu e cazul. Deci să fim ponderați, deci, bă, și calculați. De la ruptură la divorț nu e decât foarte puțin. Asta e o muchie de cuțit. Înțelegi? Ai călcat un pic. Echilibrul ăsta, toată viața, o căsnicie înseamnă un echilibru. Cum ai rupt echilibru? De multe ori femeile iau tăcerea și... Ca afront, da. Ca pe o pedeapsă. Deci își pedepsesc partenerul. Tăcerea, distanța... bunica mea spunea așa, indiferent când te vei certa în viața ta vreodată cu bărbatul, să te culci în același pat cu el, chiar dacă v-ați certat spate la spate așa, dar acolo să rămâneți, să nu vă culcați unul într-o parte și unul într-o parte, că în momentul când s-a despărțit dormitoarele, s-a rupt relația. Acolo obligatoriu în capea treia persoane, că vine de la el, că vine de la ea, tot ai. E un logol. Corect. Deci spuneai tu că prin tăcerea asta ne pedepsim practic partenerul. Da. Că nu-l mai băgăm în seamă. Există și acea vorbă. Nu mai cert cu tine, nu mai vorbesc cu tine ca să ne certăm. Mai bine tac. Și taci și taci până când... Da, da. De obicei femeile când tac, se și îndepărtează. Adică pedeapsa merge și pe partea sexuală și pe vorbire și pe toate acelea. Tot. Merge tăcerea ea deci, la doamnei. Deci indiferență, practic. Da. Răzbunare, se duce pe zona răzbunării. Și știi ce se întâmplă? Te pedepsești atunci. Aici vine, de fapt, ele se autopedepsesc pe ele. Nu pe el. Pe bărbați se doare direct în bască. Și lasă că-i trece. Are toane. Așa spune. Da. Știi? Dar femeile se autopedepsesc. Și în felul ăsta, ce fac? Își suprimează femeia din ea. Deci prin faptul că renunță și la vorbit și la orice altă relație cu partenerul ei, își suprimează femeia din ea. Ea practic ce face? Își înnăbușe femeia din ea. Unde lovește? Ne întrebăm de ce facem probleme la sâni și la organele genitale. Tocmai dintr-o cauză de genul ăsta. Da. Și mai există bârfa. Deci se întâlnesc și bârfesc, își bârfesc partenerii. Doamne, dacă ai ceva, comunică. Nu te duce să te plângi la un prieten, că prietenul abia așteaptă să vii să o bârfești pe nevastă ta, că bărbații trebuie să țină minte. Orice nevastă năroadă a unuia este iubita altuia. Și orice nevastă a altuia care iubește năroada la unul, și pe nevasta lui o iubește altul. E lanțul slăbiciunii, nu se da. Poate. Da. Și atunci abia așteaptă punctul vulnerabil că vii tu să te plângi că nevasta e așa sau nevasta să duce să plânge că bărbatul e așa și prietena zice... Dar cum vine? Adică cum ajunge bârfa asta de gândul ei? Totuși, asta e omul cu care stai în casă, și prietena în gândul ei, știi ce zice? Pat. Ah, ce bine că te-ai certat, abia aștept să-l văd pe ăsta de seară. Ai înțeles? Deci obligatoriu va fi o speculare între momente. Între momente. Fiecare speculează și atunci știe punctul vulnerabil. Începe să-l manipuleze pe celălalt, pentru că ea află punctele vulnerabile. Și zice, știi că am văzut-o cu unul. Și aia, nenorocita, să știi că eu și eu am văzut-o, dar n-am vrut să-ți spun. Păi asta e, dezvină și stăpânește.
E, da. Și mai este chestia asta când partenerii îndoială. Țipă unul la celălalt. Oamenii când încep să ridice vocea unul la celălalt, înseamnă că sunt deja departe unul de celălalt. Și trebuie să se audă. Toate da, tu ai observat că spus. Toate cuvintele de dragoste se spun în șoaptă? Da, așa este. Cele mai frumoase. Și, exact. Și se cele care te ating, cu tornul jos și în șoaptă. Cele care vrei să răzbați război sunt țipate. Dar aș reveni la această bârfă, maestre, cum ajungi tu, femeie, bărbat, soție, soț, să-ți bârfești practic partenerul cu prietenele? Adică e o chestie atât de intimă, familia ta, casa ta, încât ce te determină să te duci să bârfești cu altcineva, ce se întâmplă la tine acasă? Eu, dacă te iau pur matematic, pot să spun. Cei care au tendința spre multă bârfă sunt cei care au literele C, L sau U în exces. Că dacă ai două, ești echilibrat. Primești, oferi informație, vorbești atât cât trebuie. Dacă ai trei, astea reprezintă cifra 3. C, L, U. Clu. 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 Da? Dacă ai 3 de 3, 4 de 3, ținte nene că ăștia, dacă le-ai dat drumul, e, trebuie să-l scoți de impriză, că nu vorbesc mult, vorbesc foarte mult și cu tendința de a bârfi. Deci vorbesc mult, dar și cu tendința de a bârfi. Și am vrut odată, chiar am făcut o... Asta a fost numai pentru mine, ca să mă verific, să nu pot să faci o afirmație de asta dacă nu ai văzut-o. Și am avut în jurul meu mai multe personaje din... Deci cu Claudiu, nu știu mai ce, toți, majoritatea cu exces de trei. Ai cuvântul meu, fiecare avea ceva, să tataci odată să spun și eu, știi? Bă, dar mai tu vorbești. Ăsta era săracul, un amărât de la cu doi de C. Doi de C. Deci cei care au C, L, U, da? Dar îți dai seama, ia gândește-te dacă... Că n-am nimic cu toate, că cucu e o pasăre singuratică, știi? Dar când ai C, U, C, U, ai patru numai într-un nume când te cheamă cucu. Și te mai cheamă, iartă-mă, e numele tău, că e Cătălina, așa e destui. Da. Dacă te mai cheamă și cucu Cătălina, s-a sau terminat. Cătălin, atunci chiar îți cântă cucu dacă începe să...